Cea de-a treia ediție a Târgului Meșterilor Populari s-a desfășurat cu mare fast în orașul Drochia. Haine, ciupici din blânuri naturale, oale și tablouri confecționate manual au fost expuse spre vânzare tuturor vizitatorilor târgului. Astăzi orașul Drochia a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru că în oraș se desfășoară Târgul Meșterilor Populari la a treia ediție. Ne bucurăm foarte mult că ne-a reușit să organizăm acest frumos eveniment la a treia ediție, după cum ne-am propus din start, chiar dacă la prima ediție a plouat de sus, acesta a fost un semn bun, pentru că, de fapt, Dumnezeu ne-a binecuvântat de sus ca să reușim. La eveniment au fost prezenți meșteri populari din mai multe localități ale țării. Printre vase și icoane pictate pe lemn, la târg au fost și împletituri din papură, nuiele și paie. Iată, am venit la târg cu lucrări confecționate din pănușe, foi de porumb. Și paie, mai avem iată pălării, avem pălării și diverse suveniri, clopoței, pâini și fluturași, îngerași, chiar și ouă. Dacă ajungem la Paște, avem și ouă. Coronițe pentru fetițe, ce mai avem? Coșulețe diferite mărimi. Meșteșugarii spun că pentru a realiza o lucrare este nevoie de mult timp și răbdare. Pălăria ne ia mai mult timp. Din ce cauză? Fiindcă ea se confecționează pe un suport. Pe un suport, univa vreo 8 ore ți ia pentru a confecționa partea asta, pe urmă aceasta, ei confecționa din două părți. Pe urmă trebuie 2 zile să stea, să se usuce. Mai apoi le scoatem de pe calapos și le unim și le înfrumusețăm cu flori, cu diverse, mă rog, să bucurăm ochiul cumpărătorului, să le fim și frumos și interesant. Asta-i. Ia multe. Da, da. Am realizat niște îngerași, fluturași, un coșuleț, până când e dimineață. Peste zi, cred că o să mai realizăm. Pentru a admira și totodată a procura lucruri confecționate manual, au venit oameni din mai multe localități. Ei susțin că astfel de evenimente trebuie organizate cât mai des. Interesant, mi-a plăcut. Poate făcut și mai des. Sunt foarte multe femei care se ocupă cu fel de fel de lucruri manuale și în sate și în oraș, probabil, da? Și foarte zis. Ați reușit să procurați ceva? Da, am luat la nepoată, la mânuță, ceva interesant. Biretă la altă nepoată. Așa că și cadouri când ne întâlnim. Normal, după cum lucru manual e foarte migălos și greu de făcut și sunt normale prețurile. Tare, îmi place. E ceva mai original, mai frumos. Îmi pare foarte bine că avem ocazia de a reprezenta atâta frumusețe și dragoste. Tot mai mulți tineri în zilele noastre se ocupă de confecționarea lucrurilor manual. Asta o spune meșterul popular Iurie Cucuietu, care este și inițiatorul acestui eveniment. Tradițiile trebuiește păstrate și date acea elevilor, copiilor care pe viitor să poată să facă și ei. Eu sunt profesor de educație tehnologică, educație plastică și acest meșteșug transmit elevilor, pentru că pe noi tot ne-au învățat și noi trebuie să transmitem. De aceea, aceste târguri care se fac în raioane sau chiar în republică sunt binevenite ca lumea să vadă, să-și aducă aminte oamenii în vârstă de acele obiecte care sunt din trecut făcute. Atmosfera de sărbătoare a fost conturată de muzică și dansuri populare. Târgul Meșterilor Populari, care se desfășoară în orașul Drochia, a ajuns deja la a treia ediție. Evenimentul a adunat meșteri populari atât din Republica Moldova, cât și România, care au adus cu ei costume naționale, vase confecționate manual, lucrări din paie și blânuri naturale. Vizitătorii au avut posibilitatea de a procura din toate acestea.